tricolorul, unul dintre cele mai importante simboluri ale națiunii române, trebuie să nu lipsească din nicio casă românească. Așa a gândit edilul orașului Răcari ca, în apropierea zilei de 1 decembrie, primăria să distribuie gratuit către locuitorii orașului peste 2000 de steaguri tricolore. Încercăm să nu trecem nepăsători peste anumite evenimente, cum ar fi Ziua Armatei, Ziua Eroilor, Înălțarea, dar mai ales Ziua Națională a României. Așa am încercat și noi în localitatea Răcari, să ieșim puțin din tipare, astfel încât fiecare cetățean să arboreze de 1 decembrie steagul național, o mândrie de altfel pentru oricare dintre cetățenii României. Cetățenii orașului Răcari au primit bucuroși drapelul și s-au grăbit să-l arboreze la ferești în așteptarea zilei de 1 decembrie. De ziua națională, fiecare gospodărie trebuie să aibă drapelul național arborat, pentru că reprezintă o recunoștință față de înaintașii noștri, față de fapt ce ne arată că putem fi buni români. Am o vârstă care arată că am trăit o viață întreagă de peste 80 de ani și pot să apreciez ce și cum am trăit din copilărie și până la această vârstă, alături de familia mea și de neamul meu, de cetățenii localității Răcari. Oferindu-mi se posibilitatea să-mi spun părerea despre arborarea drapelului țării mele de Ziua Națională a României, fac următoarele aprecieri. Este prima dată când constat că Răcari se oferă cetățenilor în mod gratuit drapelul țării celor care doresc să-l înalțe pe proprietatea lor. Este o acțiune la care am participat și eu în calitate de consilier local al orașului, distribuind fiecarei gospodării din cartierul pe care îl reprezint câte un drapel și o invitație pentru a-l arbora împreună pe data de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Și pentru ca Ziua Națională a României să fie cinstită așa cum se cuvine, autoritățile din Răcari au pregătit mai multe manifestări care vor debuta cu tradiționalul ceremonial militar-religios urmat de un marș al tricolorului, când un steag de 50 de metri va fi purtat de tineri pe străzile orașului. Pe 1 decembrie continuăm această acțiune și la ora 10 arborăm împreună, bineînțeles pe sunet de fanfară, un steag, nu i-a spune uriaș, dar un steag mare în centrul localității. Programul zilei de 1 decembrie va continua la Răcari cu un concert de arii de operă și canțonete susținut de Ștefan Ignat, prim solist al Operei Române, alături de Renata Vari și Liviu Indicău, eveniment găzduit de sala de festivități a liceului Ion Ghica din localitate.